s-a născut Vladimir Străin. În casa memorială pe care am inaugurat-o în 1972, i-am adus imaginea lui venerată și o păstrăm cu aceeași venerație pentru posteritate. Vladimir Străinu n-a avut parte în ultima perioadă a vieții sale de locurile natale. El a fost persecutat de regimul comunist, primordialmente pentru că el a fost o perioadă de câțiva ani deputat al Partidului Național Țărănesc și pentru acest motiv a fost generalmente persecutat și claustrat. Vreme de 16 ani, el a fost scos din viața și el și soția sa, ca de altfel și alți mari scriitori. Regimul fascist de după 40 i-a alungat de la revistele la care colaborau, la revista Fundațiilor Regale, pe el, pe Șerban Cioculescu și pe alți mari scriitori, iar mai târziu l-au arestat și l-au ținut aproape 3 ani în închisoare. 16 ani, am spus, el n-a putut să participe la viața culturală, la viața publică. De-abia mai târziu, la insistențele lui George Călinescu, împotriva voinței lui Iorgu Iordan, lingvistul nostru renumit, de-abia atunci a fost adus de George Călinescu la Institutul de Istorie și Teorie Literară și treptat, treptat a fost propulsat până în ipostaza în care George Călinescu a vrut să-i încredințeze chiar Institutul de Istorie și Teorie Literară. Întâiul Vladimir Străinu a venit în 1949, înainte de a fi arestat tatăl său, înainte de a fi lichidată moșierimea, fiindcă tatăl lui Vladimir Străinu ajunsese în ipostaza de moșier. Dar, spre surprinderea oricui, el primordialmente a fost un țăran care muncea pe câmp și secera punându-și pe genunchi o biele și el și soția lui. Un om care a știut să ajungă un model chiar și pentru americani. Americanii, pentru ceea ce a făcut el în Teiu, o gospodărie model, i-au acordat o distinție și i-au apreciat în mod deosebit această activitate. Tatăl său a avut o soartă crudă. Odată cu lichidarea moșierimei a fost ridicat din casa sa, unde ați văzut acum casa memorială, urcat într-o mașină unde doi comuniști teieni l-au bătut, cum patent i-au scos pe cei câțiva dinți de aur din gură și l-au dus în ipostază de om paralizat
în curtea poliției de atunci, a miliției de atunci, la Pitești. A ajuns în spital și după aproape un an l-au adus într-un sicriu și l-au mormântat în biserica pe care însuși a construit-o în Teiu și pentru care a primit medalie de aur. Despre Vladimir Străinu e greu să-i conturăm valoarea în câteva cuvinte. Primordialmente, el a fost un mare critic literar. Cele 5 volume ale paginilor de critică literară sunt, de fapt, niște istorii ale literaturii române, cercetând spațiul prozastic românesc, poezia românească, dar și o multitudine de eseuri pe problemele de teorie literară. Aspect despre care unul dintre foștii noștri elevi de la Pitești, Jean Dumitrașcu, care a fost prin găieștul dumneavoastră, că el a fost corespondent de presă, își va susține un doctorat chiar peste câteva luni. Dar să revenim la valoarea operei lui Vladimir Străinu. Ziceam că a fost primordialmente un mare critic literar, dar citind opera sa critică, rămâi surprins. Aproape niciodată o abordare despre un scriitor nu se aseamănă cu alta. Dar Vladimir Străinu, în viziunea mea, este un mare poet. Și nu fac o hiperbolă când am zis că este un mare poet. Poezia lui n-a fost încă cercetată cum se cuvine până acum. Este o poezie de o semnificație deosebită, rarisimă. Și îmi pare bine că într-una din cărțile mele am interpretat, am dat sensurile care se cuvin poeziei lui Vladimir Străinu. Institutul de Istorie și Teorie Literară, în care a lucrat în ultimii ani ai vieții, îi dădea o mare prețuire. Și când am zis institutul, mă refer la tot colectivul de cercetători, peste 80 de cititori, cercetători de atunci, care în marea lor majoritate au fost membri și sunt membri ai Societății Culturale Vladimir Străinu și care au participat la inaugurarea Societății Culturale și au venit ulteriormente aici, în Teiul lui Vladimir Străinu, în perioada aceea vorbind despre opera lui Vladimir Străinu și despre alte aspecte ale vieții lui Vladimir Străinu. Noi, prin tot ce facem la Teiu, împreună cu un colectiv de cercetători, de scriitori, am reușit să avem aici un mic grup de, zic, cercetători cu adevărat, ai operei și vieții lui Vladimir Străinu. Și acest grup este susținut de un altul mai mare, de la Pitești, pe care Jean Dumitrașcu, în perioada în care a fost director al Centrului Cultural Pitești,
a organizat o serie de manifestații dedicate lui Vladimir Străinu, care rămân în memoria contemporanilor și se vor transmite prin ceea ce s-a scris posterității. Mulțumim frumos!